Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sud. Astăzi vorbim despre sporturile de contact, iar invitatul meu este Ionuț Pucă, managerul clubului Craiovean Power Gym. Bună seara, domnule Pucă, și bine ați venit la Repriza de Sud. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că am revenit în studio la dumneavoastră. V-am invitat pentru că la sfârșitul acestei săptămâni, dumneavoastră, împreună cu partenerii, organizați un eveniment de sporturi de contact de anvergură, o gală care se numește Campania Antiviolență Luptă în Ring, nu în stradă, și aș vrea să ne oferiți mai multe detalii despre această gală care va avea loc sâmbătă la Centrul Multifuncțional din Craiova. Începând cu ora 19. La orele 18 se face accesul. La toți prietenii le recomand să, dacă au posibilitatea, să ajungă mai devreme, pentru că sunt foarte multe staffuri din, și din țară, dar din regiune în general, care își însoțesc sportivii. Există galerii care vin la acest eveniment. Sunt amănunte pe care nu le-am dat până acum, dar le-am aflat detalii, și eu. Până să intrăm în aceste detalii, aș vrea să vă întreb... Da. La cât timp după gala anterioară vine această gală și de unde v-a venit ideea să faceți o gală de K1, MMA și box? La cât vine? La 2 ani, cred. Da, 2 ani după ultimul eveniment care l-am avut la Polivalentă. Ideea nu trebuie să-mi vină, pentru că e o continuare a evenimentelor. Ne-am obișnuit ca în acest gen de evenimente, de lupte, să facem bine, așa cum îmi place mie să spun. Este așa ca o situație inedită, că de la un eveniment la altul am ajutat pe cineva, astfel încât pe lângă ajutorul pe care ni-l dăm noi nouă ca experiență, când spun noi nouă, mă refer la sportivi, că parcurg și sportiv etape. Sportivi pe care acum îi vedem în imagini de la un antrenament oficial sau la conferința de presă care a... anunțat această competiție. Da, avem pe Cătălin Oprea și pe Sorin Leonte, doi sportivi profesioniști la categoria grea. Aici Enzo Mincă, sportivul cu care lucrez ca durată de cel mai mult timp, e campion european și are un meci în undercard destul de greu. La 16 ani deja au devenit bărbați, s-au maturizat. Au crescut sub ochii dumneavoastră, cum spuneați. Da, și au crescut bine. Adică deja Cătălin are 20 de ani, se află în câmpul muncii, muncește, îmi place că abordează atitudinea asta, pentru că nu trăiește cu ideea aia de preconcepută în România, că sportivul profesionist nu trebuie să aibă și o muncă. Faceți acum referire numai la sportivii de la clubul dumneavoastră sau sportivii craioveni care au destule medalii la nivel național și nu numai, dar totodată făceați o precizare că mulți pot spune că nu e vorba de nume sonore în această gală, dar sunt sportivi care ca eveniment vor face cinste acestor mult sporturi de contact. Sunt meciuri foarte tari, sunt sportivi care vin de la diverse cluburi sau mai, așa cum sunt meciurile de MMA, cele două de pe Fight Card, meciul numărul 2 și 3, după meciul de box, sunt sportivi care s-au mai întâlnit și la care nu s-au luat decizii la meciuri și atunci se reîntâlnesc ca să-și dispute această decizie, supremație. Și nu numai asta, pe primul meci este de box, așa cum spuneam, sunt doi sportivi craioveni care reprezintă, antrenați de domnul, de maestru Joița și maestru Marc, sunt sportivi cu merite deosebite, ceea ce au făcut, cu toate că aveam un fight card extrem de încărcat, a făcut să-i promovăm, să introducem în acest eveniment. Și alte meciuri, ar trebui să intrăm și să avem un timp ca să descriu toate meciurile, pentru că sunt foarte multe și nu numai multe cantitativ, ci calitative, campioni mondiali, campioni europeni, sportivi care sunt crescuți de noi, vin din a doua generație și faptul că nu sunt promovați pe TV nu înseamnă că nu au valoare. Practic, să fiu sincer, nu alergăm după chestia asta cu TV-ul. Ați văzut că de câte ori avem ocazia când organizăm evenimentele, le și transmitem. De data aceasta trecem de acest amănunt, este și costisitor, să fiu sincer, și este un, așa cum spuneam la început, evenimentele acestea ne-au învățat să facem bine, adică să ajutăm și pe alții, ceea ce este mult mai important, este și un exercițiu pe care nu numai noi îl facem, ci și asociațiile și fundațiile care sunt alături de noi, de data aceasta Fundația ANIA și Asociația ANCAR.
Deci, pe de-o parte, vreți să atrageți atenția că sportivii trebuie să se lupte în ring, nu în stradă. Absolut. Și pe de cealaltă parte încercați să vă alăturați unei cauze sociale, unui caz social. Suntem, fiind obișnuiți de data aceasta să facem bine. Sunteți cu să cei facem împotriva, lupta împotriva autismului. Exact. Pentru că pe 2 aprilie este Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. Această gală este una de suflet pentru dumneavoastră, pentru că, așa cum spuneați înainte, vă alăturaseră-ți în anii anteriori diferitelor gale cu sportivii care au nume transmise de televiziunile centrale, dar totuși aveați acolo o strângere de inimă pentru că reușeați să băgați un sportiv sau doi ai dumneavoastră, deși aveau valoare, nu-și găseau loc acolo, deși acum, galele se țineau la Craiova. Acum, acum pe Faicar, dacă vedem, chiar dacă în dreptul sportivilor, unilor sportivi scrie Power Gym și e vorba de 6 sportivi, o să observăm că sunt și alți sportivi care au cluburile proprii și care au trecut tot prin mâna mea, cum s-ar spune, ceea ce și la rândul lor au și ei sportivi, deci e o mare familie. O mare familie, nu o concurență între cluburi, chiar dacă sunt din Craiova, chiar dacă... Da, vom spune așa, știți cum, vom spune până în momentul în care începe bătălia propriu-zisă. În momentul acela când sunt în ring e total diferit, fiecare vrea să-și impună stilul de luptă și vrea să obțină o victorie, ceea ce duce la meciuri extrem de spectaculoase. Anunțați ca oră de începere 18, dar știu că înainte vor avea loc meciuri între cei mai micuți dintre practicanți. Practic toată ziua va fi plină de astfel de partide. Începând cu ora 10 vom avea 54 de meciuri de amatori împărțite pe 2 secțiuni, cea de copii și cea de până în 14 ani și cea de juniori și seniori peste 14 ani, firește. Sunt multe stafuri din țară, sunt prieteni care chiar corpul arbitrilor este condus de Isob Mihai, e un prieten care vine de la Londra, este un arbitru internațional. Vine în sensul de a susține ceea ce facem noi, ca un ajutor. Ni s-au alăturat foarte mulți oameni de suflet, artiști, cum e Andreea Dogaru, Reina Vox, mă refer la susținerea evenimentului, Florin Burescu, Reina, care susține... Adică vor fi prezentări de modă, momente artistice? Nu. Susținerea propriu-zisă. Am înțeles. A activității. Iar ca prezentatori sunt 2 persoane oarecum surpriză. Da. Mă amuză mult vorba. Că e vorba de doamna Jenny Nicolau, la care, așa din observațiile mele, am ținut mult să vină la acest eveniment și dânsa a ținut să susțină această idee și campania antiviolență, dar și ideea de a face bine și de a dezvolta acest principiu. Și Maria Magdalena Osman, care nu este singură, mai avem o surpriză, adică un prezentator. De vorba de Purcărelul Dan, un om cu un statut social ridicat și care a acceptat această provocare. Îi mulțumesc Claudiei pentru insistență și reușită, pentru că pe mine ca bărbat putea să mă refuze. Credeți că da. Va fi ceva original? Practic announcerii de la astfel de evenimente au un discurs al lor? Avem o prezentare clar făcută, un desfășurător făcut de doamna Claudia de la Fundația Ania, cea care se ocupă de această parte, de detalii, de amănunte și... Probabil Jenny Nicola va condimenta cu multe glume prezentarea. Wow, nu vreau să mă gândesc și suntem și într-o emisiune că este extraordinar. Din toate punctele de vedere, neașteptat chiar și pentru mine, puneam în paralel evenimentele trecute și cel actual, a căpătat altă conotație, alt nivel. Sunt într-un moment, săptămâna trecută, să fiu sincer, eram depășit de situație. Mi-am luat câteva zile să-mi revin, pentru că pur și simplu mă copleșiseră. Foarte, foarte multe amănunte. Dar realizați că lucram și în weekend, sâmbătă, duminică, full. Practic mi-ați întâi întrebarea cât de greu vă este să organizați această gală cu acum un număr deja, așa mare de participanți. Acum deja suntem prinși și lucrurile ne duc din aproape în aproape. Sunt ultimile detalii. Le mulțumesc celor care ne-au susținut. Mă refer la sponsor, la parteneri, că sunt destui oameni implicați în această și de enumerat, dar nu o fac acum. Banii o vom sunt face la necesari pentru organizare din punct de vedere logistic sau vor primi și sportivii care vor câștiga? Totul. Adică ca
costuri sunt, poate chiar facem o emisiune după. Pentru că mi-am dorit și această transparență, ca costuri este producția, lumini, sunet, sala propriu-zisă, contractul de închiriere, renumerație, transport, burse sportivi. Ceea ce a fost bine e că sunt mulți sportivi acasă și atunci și-au făcut bursele lor, adică am dat un număr de bilete, am fost foarte corect, poate că nu e de apreciat sau nu se apreciază lucrul ăsta, dar așa mi-a fost mie bine, un număr de bilete la fiecare sportiv astfel practic, încât el să și le vândă. Da. Îi va reveni din bursă. Da, exact. La conferința de presă dinaintea acestei gale, artista Reina Vox promitea și ea un show incendiar alături de 20 de dansatori de la trupa Frix. Foarte multe surprize. Da, cât da, va trebui să plătească un craiovan pentru a intra la această gală? Cât costă un bilet? Păi prețul e de 15 lei. Prețul normal sau general. Sunt locuri de VIP sau semi-VIP, cum ar veni, împărțite pe sectoare. Începând din față, de la primele trei locuri, patru locuri din față, care sunt 50 de lei, celelalte în partea de mijloc 50 și restul e de 15 lei. Iar adică copii? Cei care, copiii până în 14 ani am stabilit să aibă acces gratuit, dar însoțiți totuși de un părinte. Care ar fi capacitatea? Câți oameni ar putea să intre acolo? După cum ați aranjat sala? Cum veți în acest moment ne aflăm undeva în jur de 1200 de locuri, ceea ce ne și constrânge, adică trebuie să faci să transmitem un mesaj clar că biletele sunt oarecum în număr limitat. Că vor sta în picioare e altceva, dar e un eveniment care se duce pe 4 ore și nu e de recomandat. Vorbeați despre parteneriatul cu cei de la ANCAR. Practic, ce se va întâmpla pentru a ajuta copiii cu autism? Ca de obicei vom face acele urne pe care tinerii noștri, mă bucur să mi-amintesc de frații Rotaru, pe care i-am ajutat la unul din evenimente. Așa este, un alt caz care a fost cei în care cadrul au rămas galei, orfani. Edi Suditu, care deja poate să meargă și chiar avem un scenariu frumos ca Edi, băiețelul meu, și Aian, băiețelul Claudiei, să-l însoțească în ring. Să... Practic, vă amintiți mai mult de aceste momente decât de poate rezultatele meciurilor din galele trecute? Păi, ce să zic, sunt importante, dar depinde cauza pentru care lupți. Până la urmă, nu, eu știu, violența e privită într-un fel, chiar dacă e într-un cadru organizat. Deci, revenind la cei de la ANCAR, ce se va întâmpla? Vor fi urne de colectare, fiecare va face o donație sau cei care doresc să facă. Ne dorim să ajutăm în felul acesta. E și un semnal pe care îl tragem și ne dorim să înțelegem în primul rând noi, sau mă refer în primul rând la mine ca persoană, să înțeleg această problemă și ceilalți care sunt în jurul nostru, de regulă publicul nostru a fost totdeauna cel care ne-a ajutat la acest bine. Adică mă refer la, sunt aproape eu, nu știu, cred, nu pot să spun că îi cunosc pe toți oamenii care sunt alături de noi, dar cam majoritate, cam știu cine sunt. Primez multe mesaje pe Facebook de la oameni pe care nu i-am cunoscut sau mă întâlnesc cu diversi oameni pe care, despre care habar nu știam și îi cunosc. Practic nu vă limitați la antrenamente, a merge la competiții. De multe ori ați reacționat fără să fie asociat cu un eveniment, ați mers în drumul spre sala de antrenament, ați ajutat bătrâni care erau pe stradă, le-ați oferit o bucată de pâine împreună cu sportivii. Da, mi se pare firesc și aș vedea lucrurile în felul ăsta, că de multe ori noi, sau în majoritatea cazurilor, ne plângem că nu avem sau nu ne ajunge, dar sunt alții pe care nu îi vedem și care au mult mai puțin sau deloc față de ceea ce avem noi. Și atunci e și un fel de a înțelege unde ne aflăm, unde ne situăm și postura din care noi, la rândul nostru, să putem ajuta. Asta ați luat în calcul și când ați, spuneați, când a stabilit prețul biletului, situația... Absolut, situația economică, situația, da, faptul că s-a creat o dereglare oarecum sau pe fondul majorării salariului sau au rămas oameni fără muncă. Poate că sunt în șomaj și chiar și la sală, acolo unde antrenez, abordez această situație din punctul ăsta de vedere. Perspectiva fiecărui caz în exact, parte. Exact. Ne apropiem de... Spuneți. Suntem vineri seara la orele 19, suntem în centru comercial, în Mercur Center, la cântarul oficial. Va fi și Reina Vox alături de noi, va fi și
Magdalena Osman și Jenny Nicolau, aceste doamne minunate. Vă așteptăm alături de noi. Aveam restanța pregătim... o informație de unde pot procura biletele oamenii. Biletele în acest moment sunt la sala polivalentă și la Mercur Center, iar în ziua evenimentului vor fi la centrul la centrul multifuncțional. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să faceți încă o recapitulare la ce oră încep meciurile, de la ce oră încep meciurile de pe Fightcard și o invitație pentru craioveni. Meciurile, și sunt sigur că vom avea mulți spectatori, foarte mulți părinți, pentru rude. Amatori, da, părinți și rude, vor fi pe timpul zilei pentru copii, da. Unde această competiție începe la ora 11 și în jurul orei 15 se finalizează. Și acolo e un cadru și un fel de gală, pentru că fiecare, sunt foarte mulți craioveni, fiecare vrea să se pună în valoare, nu contează cât de mic este sau cât de mare. Pe de altă parte, gala propriu-zisă începe la orele 19, accesul publicului se face la ora 18. Personal recomand ca să se, să se vină un pic mai devreme pentru a se evita anumite situații. Vă aștept alături de noi, spectacolul va fi inedit, fiecare va da ce este mai bun din el și e de nepierdut acest eveniment. Și muzică și dans și meciuri, și show, mult talent și meciuri în ring. Multe, foarte multe. Box, MMA, K1. Box, MMA, K1, multe knockout-uri. Adică sunt, am 6. Revanșe de luat din partea unor sportivi? Absolut. Dispute, că sunt localnici care luptă între ei. Veți de la mai cluburi avea timp diferite. Să le dați indicații sportivilor de la clubul dumneavoastră în acele meciuri? În primul rând, am datorie față de ei. Sunt unii care nu-și fac încălzirea fără mine. E și firesc, pentru că trebuie să fii un generator, să-i încarci, să-i motivezi. Pe de altă parte, voi fi și la colț, pentru că e firesc. E și un prestigiu, e și partea de suflet și trebuie să ne facem să fim profesioniști. Așadar, sâmbătă 1 aprilie la Centrul Multifuncțional, sub sloganul Luptă în ring, nu în stradă, vor fi meciuri interesante și craiovenii sunt așteptați acolo. Mă bucur că am putut organiza și mă bucur că îi pun în valoare pe acești sportivi, pe majoritatea celor care sunt localnici, în primul rând. Vă mulțumesc mult pentru informațiile acordate. Știu că mai sunt câteva zile până la gală și aveți foarte multe lucruri de pus la punct și vă urăm să iese bine, cum v-ați propus. Și eu vă mulțumesc mult pentru susținere, pentru că sunteți un partener constant, aș putea spune ideal, de încredere și vă aștept alături de noi. Mulțumim! Înainte de a-mi lua la revedere de la dumneavoastră, vă invit să urmăriți un material filmat duminică în Parcul Nicolae Romanescu la Crossul Primăverii, acolo unde 600 de craioveni au alergat pentru sănătate. Vă urez vizionare plăcută și ne revedem marțea viitoare pe Alege TV la repriza de Sud. Numai bine! Marius, cum a fost cursa? O atmosferă deosebită în această dimineață? Da, o atmosferă foarte frumoasă, foarte deosebită. Mă bucur enorm să văd atâta lume care vine să facă mișcare, care participă, să sperăm din tot sufletul că se mai organizează astfel de competiții prin bine. Orașul Craiova are nevoie de asemenea competiții, are nevoie să scoată lumea la mișcare, să facă alergare și asta. În ce mă privește, mă fac și de performanță un pic, să zic că nu e ceva foarte greu pentru mine să zic azi. Mi-au lăsit niște competitori care puteam să fiu și eu acolo cât de cu ei. Pentru mine a fost un antrenament foarte mult de pregătire. Face stadionul de atletism cel nou, ne încălzim cu astfel de competiții dedicate publicului larg. Da, una peste alta, asta vreau să zic, în lipsa unei baze sportive care să ne ajute în energie de performanță, sunt foarte bune și aceste crossuri care se organizează și chiar ne bucurăm și sperăm în totul să mai fie astfel de crossuri. Noi în ce privește ne antrenăm în condițiile care sunt parcurile, grădina botanică, cât de cât ok, deci reușim să ne menținem cât de cât la un nivel bun, având în vedere lipsa materială, adică bazelor sportive. Să sperăm din tot sufletul că se face acest stadion, avem mare nevoie de el, trebuie să ne ridicăm, să fim ce am fost odată ca atletiv și ca sport în general în Craiova, deci avem nevoie mare de acest stadion. Spune-ne și nouă, cum te cheamă și ce vârstă ai? Antonia mă cheamă. Și cât ai? 6 ani. Ai primit medalie, ești fericită? Da. Mi-a plăcut, a fost frumoasă, am alergat cu familia mea. Însemnă mamă și tată sau și frățiu? Mi-a luat și frățiorul cel mic, frățiorul cel mic a alergat cu mami și eu cu tatăl meu. Ai obosit? Da.
Cred că a fost cea mai grea cursă din viața mea. La ce cursă v-ați înscris? La cea în familie? Sau? La cea de familie, da. Cum vi s-a părut? Extraordinar. Ne-am mișcat și noi că n-am mai ieșit pe afară de mult să alergăm toți patru. Copilașii au fost atrași de alergat? Exact, foarte atrași. N-am crezut asta. Cum ați alergat? Fiecare cu câte un copil sau toți patru? Am alergat toți patru de mână până la final când n-am mai putut și a trebuit să iau pe umeri. Spuneți-le celor care se uită acum la noi, cât de important este să faceți mișcare în timpul liber? Cred că cea mai important este să facem mișcare și asta ne ajută și pentru creier și pentru trup și pentru orice cred. Copiii fac sport? Da, copiii fac, părinții mai greu. Ați trecut linia de sosire în aplauzele tuturor. Cum a fost cursa? Păi a fost cam, pentru mine, cam obositoare, fiindcă n-am așa antrenament. Trebuie să fac antrenament. Ai câștigat cursa, cum ți s-a părut? A fost o cursă grea, dar condițiile au fost bune de alergat. Parcul frumos, tura frumoasă, a fost bine. Concurența cu sportivii de la Trișcu te-a ajutat să scoți un timp bun? Da, am tras, am concurat ambiția. Ne face să tragem cât putem și să câștigăm. Ești atlet de performanță? Da, de 7 ani. Ce probe faci? 800 de metri. Ai venit din alt oraș pentru a participa la această competiție? Da, eu sunt din Caracal, am venit cu doamna profesoară de la Clubul Sportiv Școlar Caracal și am mai participat la concursuri aici, am mai câștigat și mă bucur că pot să merg mai departe. Cum a fost cursa pentru tine? Ai realizat timpul pe care ți l-ai propus sau doar un antrenament? Bună ziua, mă numesc Magdalena, sunt onorată să particip la acest concurs. A fost o cursă frumoasă, mai mult de antrenament, deoarece pentru mine încep competițiile militare, adică cu serviciu, și a fost foarte bun pentru pregătirea acest concurs. Tu ești o sportivă care te dedici foarte mult acestui sport, ajută foarte mult ca încălzire pentru noul stadion, aceste competiții populare pentru toată lumea. Sigur că da, așteptăm cu nerăbdare terminarea stadionului, așteptăm să-l vedem finalizat. Ne dorim acest stadion pentru a ne ajuta în performanța noastră. Momentan participăm la curse de acest gen, le mulțumim organizatorilor și ne antrenăm în cele două parcuri, deoarece alte condiții nu avem. Cătălina, cum te-ai simțit la această cursă? M-am simțit bine, a fost o cursă care am avut cu cine să alerg. Este o bucurie să vedem că mulți sunt atrași de sport. Doamna director, cum a fost mai greu, să organizați sau să participați alături de familie în cursă? Cred că mai greu a fost să particip, pentru că la organizare clar avem o echipă foarte bună la direcție și am fost foarte mulți implicați, și parteneri și colegii mei de la direcție. Cu cursa familiei a fost puțin mai greu, am venit mult după ce toată lumea a ajuns să se la sosire, dar important e că am ajuns, într-un final am ajuns și noi. O activitate reușită, vremea a ținut cu dumneavoastră. Da, am avut mari emoții în legătură cu vremea. Se pare că până la urmă este după sufletul omului, cum speram noi. Și a ținut vremea cu noi. A fost, eu zic, o dimineață frumoasă de duminică. Au fost foarte mulți participanți. Ne bucurăm că cei mai mulți care s-au înscris în această lună, de la 1 martie pe online, au venit și au participat. Nu a fost foarte mult sportiv de performanță, dar a fost foarte multă voie bună, dorință de a face mișcare în aer liber. Asta ne-am și propus. Până la urmă înseamnă că ne-am atins obiectivul dacă am reușit să creăm o sărbătoare așa cum ne dorisem din acest eveniment. Și da, cred că îi se pare foarte interesant. Ideea asta a și fost să încurajăm participarea, de aceea nici nu am premiat primele 3 locuri decât la cursa 6800. Restul premiilor sunt acordate prin tombolă, pentru că până la urmă încercăm să încurajăm pe toți să vină și să facă mișcare, fiecare după cum poate și după cum îi permite sănătatea, vârsta. Care ar fi următorul eveniment de mișcare în aer liber? Noi ne-am propus anul acesta 4 crossuri mari, corespunzătoare fiecărui anotimp. În vară vom avea crossul olimpic, pe care îl organizăm în fiecare an, și în toamnă, odată cu Sportfestul, de asemenea încercăm să ne dorim să organizăm și un cross, și crossul pe care îl facem în fiecare iarnă, cel mai rapid ren. Ne-am gândit să ne axăm pe 4 mari evenimente de acest gen, dincolo de alte acțiuni pe care le organizăm. De asemenea, vom fi parteneri cu toți cei care doresc să participe să organizeze astfel de evenimente, dar organizate de direcția acestea 4 vor fi mai mari. Și dorim ca de fiecare dată să venim cu curse diverse, că eu cred că și acesta a fost motivul pentru care am avut foarte mulți participanți. Până acum aveam crossuri de 1 km, 1 km 200, care să fie accesibil tuturor, dar
atunci. Persoanele care alergă foarte mult nu erau foarte tentate să vină pe o distanță atât de mică. Acum însă ne adresăm tuturor și copiilor mai micuți și familiilor și celor care doresc să facă mișcare prin cursa FAN, am zis 1400 de metri, este o distanță care poate fi parcursă de oricine până la urmă, fiecare în ritmul lui, și 6800 care a atras foarte mulți participanți și se pare că exact acest lucru poate ne lipsea în cross. Practic fiecare și-a ales dacă vrea să facă un antrenament bun fiind sportiv de performanță sau distracție și mișcare. Mai sportiv de performanță, să știți că sunt foarte mulți înscriși la 6800, sunt persoane care alargă în mod constant și pe distanțe mari și probabil de aceea nu veneau foarte mult la cursurile pe care le organizam pentru că aveam o distanță de fiecare dată prea mică pentru ce doreau dumnealor. Acum încercăm să ne adresăm tuturor și să la fiecare eveniment de acest gen pe care îl organizăm să venim cu o ofertă mai largă astfel încât să se regăsească fiecare. Și așteptăm un număr cât mai mare în vară, în iunie. Atunci sperăm să nu mai avem emoții cu vremea. Acum am avut puțin, dar se pare că a ținut cu noi și la toate celelalte evenimente pe care le organizăm.